Prima săptămână a lunii iunie începe cu un aspect armonios între Mercur și Neptun, o perioadă favorabilă pentru autoexprimarea creativă prin activități literare, fotografie și arte vizuale. Gemenii și Fecioara vor avea abilitatea de a citi starea de spirit și emoțiile celorlalți, ceea ce le va ajuta în sfera profesională. Peștii vor avea ocazia să și sistematizeze treburile și să restabilească ordine în colaborare cu colegii de muncă. Marți, conjuncția Soarelui și a Venusului va duce relațiile dintre oamenii în prim plan. Acesta este momentul ideal pentru a ajuta cei dragi, pentru a face cunoștințe plăcute și pentru a stabili contacte. Latura romantică a vieții va deveni cea principală pentru Berbec și Leu, iar Taurul, Balanța și Peștii vor lua inițiativa și vor realiza obiectele afecțiunilor lor. De asemenea, nu este exclusă o ușoară îmbunătățire a situației financiare a majorității reprezentanților zodiacului. Trigonul ulterior al lui Mercur și Pluto va oferi asistență semnificativă celor implicați în cercetări, căutări, activități detective și practici oculte. De asemenea, puteți găsi lucruri pierdute de mult, faceți descoperiri în domeniul științific și planificați cu succes sarcini strategice pentru viitor. Scorpionii vor avea succes în sfera publică și vor obține roluri de conducere în sfera afacerilor, în timp ce leii își vor putea îmbunătăți aspectul și sănătatea. Conjuncția dintre Jupiter și Mercur poate intensifica dorința de călătorie în Săgetător și Pești. Gemenii pot începe să studieze o limbă străină sau o cultură străină, Fecioara își va putea crește statutul și ponderea în mediul științific și de afaceri. Capricornii vor fi ocupați cu studii, pregătire avansată, examene și certificate. Vărsătorii vor fi capabili să rezolve unele probleme de lungă durată, care au fost șterse de mult timp. Luna nouă în Gemenii pe 6 iunie este o perioadă de creștere a energiei în sfera metalică. O perioadă bună pentru planificarea tactică este de o lună, care este recomandată pentru a fi folosită de toată lumea fără excepție. Dificultățile pot apărea doar pentru raci, care simt în mod tradițional o anumită pierdere de putere și energie în timpul lunii noi. Weekendul va începe cu aspecte intense ale lui Venus și Saturn, precum și cu Soarele și Saturn. Această dublă configurație inarmonică nu va promova comunicarea și optimismul, dar va ajuta la înțelegerea obiectivă a oamenilor și a situațiilor. Gândirea va deveni mai critică, iar percepția va deveni mai pesimistă. Balanța și Peștii vor avea un moment deosebit de dificil în sfera romantică, iar Taurul în sfera profesională. Berbecul și Leul pot avea probleme cu superiorii sau autoritățile, iar Capricornii pot deveni depresivi din cauza problemelor actuale cu prietenii apropiați. Vărsătorilor li se recomandă să economisească energie, să se odihnească și să evite contactul activ cu ceilalți. Un stil de viață solitar, fără scufundare în mediul informațional, poate îmbunătăți starea emoțională aproape tuturor reprezentanților zodiacului în weekend. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!